asta ai vrut să faci toată viața? Adică a existat și altă oportunitate? Domnule, păi am plecat în 2006 când am întrerupt cariera de sportiv pentru prima oară. Am încercat să-mi încerc norocul la poliție pentru că aveam grad de ofițer la momentul ăla. Nu mi-a plăcut ce am găsit acolo. Stai. Și am avut și oportunitatea să fiu chemat ca antrenor secund. La fel am prins 3 ani de glorie pentru că am avut un staff bun la vremea respectivă. Au fost repatriați o serie de jucători români care plecaseră în străinătate. Am avut un parteneriat excelent cu Gas Sud la vremea respectivă, o firmă foarte tare care a fost sponsor la Dinamo la rugby și la Dinamo la handball. Erau bani, adică se plătea și atunci? Marele avantaj era că Dinamo angaja la vremea respectivă sportivi militari și plus o compensație din sponsorizare, era un salariu destul de mare, mai ales că toată lumea tindea ca la sfârșitul carierei să rămână în sistem. Au fost iarăși 2 ani, 3 ani de glorie, cu 2 titluri câștigate, cu 2 cupe ale României, performanțe frumoase și credeam că așa va fi toată viața. Din păcate, au venit și vremuri grele, iar în momentul în care au venit vremurile grele, când barca s-a spart și toată lumea a fugit, am rămas eu cu Cristi Hâldan și încă vreo 7-8 jucători cărora și acum le mulțumesc, pentru că la un moment dat când am făcut numărătoarea în vestiar, nu ne venea să nu ne ieșea. Pe bune? De 7 jucători și cu noi 2, 9, nu e bine. 9. Așa ajunse să răți? Atât, da. La o reuniune de lot prin anul 2010-2011, ma. 7 jucători militari care erau la serviciu și erau obligați să vină și cu noi 2. Și zic, bă, ce facem? Păi hai să mai vedem. Când avem să intrăm pe teren, la sări. Cel care s-a lăsat în noiembrie poate să mai vină? Ăla, bă, m-am angajat. Hai mă, te rog frumos, măcar să trecem sezonul ăsta. Hai mă, te rog frumos, hai. Deci n-a mai fost. Și mi-am promis la momentul ăla că nu o să las cât sunt eu în viață, dacă o-i putea și Dumnezeu mi-a ajutat, să las secția asta de rugby să oprească. Deci a fost la un pas, adică nu la un pas, la mai mulți... La marginea prăpastiei. Atâta de... Da, să ne desfințăm. Deci Dinamo ajunsese la un... Bine, nu e ceva... Da. Vorbeam noi înainte că sunt echipe mari care n-au mai luat titlul de 30 de ani și la basket și la... Sigur adică, că da. Sigur că da. Nu e... Totul vine din lipsa banilor, din lipsa sponsorilor. La momentul, adică... la momentul ăla, da. Nu aveam finanțare, nu aveam decât foarte puțin bani. Nu erau bani pentru jocuri, pentru sporturi la vremea aia. Handbalul era în pribegie prin Brașov, pe la Călăraș, pe la Buzău. Slavă Domnului că n-am fost și noi obligați să plecăm. Da. Pentru că se știe o bună perioadă de timp și noi am jucat prin Lacutei. Da. Dar, frumos stadion. Da. Frumos, mulțumim, la vremea respectivă a fost extraordinar. Dar ne-am chinuit, am muncit, ne-am rugat de unii și de alții, am reușit din nou să dăm viață echipei de rugby. Și asta e cel mai bine. Da. A început la un moment dat să apară, că vorbeam noi înainte de începerea emisiunii, a început la un moment dat să apară discrepanța asta groapă între noi și ei, adică meciurile alea cu 70, 80, 100 la... prin anii 2000? Mai devreme, pentru că după anii 90 marile națiuni au trecut la profesionism și au existat întotdeauna bani din sponsorizări, din publicitate, din... adică au ajuns jucătorii să câștige ca și la fotbal, dacă nu chiar mai mult. În timp ce noi am rămas tot în urmă, sau stadioanele, infrastructura, oamenii care vin la stadion, toată lumea plătește 5 euro, 10 euro. Aici vine, domnule, dăm și mie 10 invitații. Păi dacă îți dau ție 10, mai vine la 10 și așa suntem 2000 toți. Da. S-a ales praful. Da, lumea a înțeles că trebuie susținut sportul și, uite, vedeți, cel mai bun exemplu este la sau vine de la țara vecină, de la guvernul ungar, care a propus și a cerut, sau a impus mai degrabă tuturor multinaționalelor, 25% din impozitul pe profit către sport. Și atunci... imediat. Discutăm de altfel. Deci noi am mai dus-o, cum se zice așa, după Revoluție, din inerție. Da. Că era o școală care a funcționat. Sigur. Erau niște echipe care se formaseră și au mai mers. Dar în momentul în care au început să investească și în partea ilaltă... Da. Și au cedat echipele din orașele din țară, au cedat rând pe rând.
Da. Adică au dispărut uzinele, au dispărut și susținerea. Au dispărut fabricile, au dispărut și susținerea. Era cât un nebun care iubea sportul pe ăla nu știu unde și avea susținere. Când a dispărut ăla, a dispărut și lui. Da. Adică foarte, foarte greu a fost. Și este în continuare. Ne povesteați că voi când vă duceați la meciuri și se întâmplau accidentare, cum i-a fost, s-a întâmplat în Scut, nu? Da. Pleca domnul Paraschiv, pleca cu jucătorul la spital. Păi da, la vremea respectivă, la meciul cu Sarazin, când Cristi Hîldan și-a rupt degetul, neavând un delegat care să meargă, domnul Paraschiv a fost obligat să meargă la spital cu Cristi Hîldan. Și cu mine, în Franța, la Cupa Mondială, când am făcut fractură de scafoid la un meci, ne-am răcăit acolo, să spunem, cu o echipă într-un meci amical, la fel, a mers cu mine la spital. Adică nu eram staff așa de numeros, dar nu e de râs. Sunt 5 masori și 4 kinetoterapeuți, băi, unul merge cu respectiv. Deci antrenorul național, antrenorul echipei naționale cu noi la vremea aia și antrenorul echipei din Am mers cu sportivul, da, la spital. Da, nu e de, așa ca legendă, ca poantă e, da. E frumoasă, dar deja a început să se facă. Da. Ai fost la Cupa Mondială, dar n-ai jucat, nu? Am fost la Cupa Mondială în 1999, în e Irlanda, altceva, la Dublin, lume. E altă lume. A fost o experiență extraordinar de plăcută. Sunt mândru că am participat la această acțiune. Din păcate, n-am reușit să joc. Am fost o singură victorie cu America 24-22, la care m-am bucurat enorm pentru colegii mei care au jucat. Eram 11 jucători de la Dinamo. Pentru că eram campionii antitră și era normal să fim atâți. Au fost preferați jucătorii din străinătate și o parte din România pentru că aveau mai multă experiență. Așa au considerat antrenorii la vremea respectivă. Nu am nimic de comentat. Dar ca experiență? Dar ca experiență e fabulos. Dar noi când pleca... Apropo, până la întrebarea asta, ai vrut să pleci în străinătate? Ai vrut să joci? Aș fi vrut, mi-aș fi dorit. Am avut și o oportunitate... Dar câștigam destul de mulți bani în țară la vremea respectivă ca să pot să mă duc să joc acolo. Am înțeles. Când ei au început să plece, când jucătorii români au început să plece în străinătate, cei mai mulți în Franța sau... Bun. S-au adaptat acolo? Adică cum a fost Sunt foarte ei? Multe cazuri în care sportivii au crezut că se duc la pomul lăudat cu sacul, cum da, se spune. Da. Și când au ajuns acolo, au găsit cu totul și cu totul altceva. Care a fost mai tare de minte și mai puternic și a avut așa o stăpânire de sine la momentul impactului, a răzbit. Cu muncă, cu mers la aia, nu știi limba, te duci la antrenorat, mai antrenezi două grupe de copii, mai faci și tu antrenamentul tău seara, a fost destul de greu. Sunt jucători care, profesioniști fiind la momentul ăla, au crescut de la etapă la etapă sau de la an la an, au ajuns campioni ai Franței, cum e Petru Balan, care a plecat de la Dinamo, cum e Marius Tincu. Tincu, da. Să dăm și mai în vechi, cum e Adrian Lungu de la Faro Constanța, care a trecut și pe la Dinamo. Oameni care s-au adaptat și care au... Ovidiu Tonița. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!